tragedie. Da, când a murit Dan. Colegul vostru, Dan Sava. Da. Ce s-a întâmplat, mă bun? Accident de mașină, viteză mare, obosit. Și după o noapte de stat, am stat împreună la masă. I-am zis să mă mai aștepte și pe mine, că mai aveam o jumătate de bere să termin. Și când m-am întors, am trecut peste sfărmăturile mașinii lui, fără să-mi dau seama că e mașina lui. Mă uitam, zic, cred că ăsta e proaspăt acum. Am văzut o chestie neagră în copac. Deci tu, practic, la un oarecare timp la în urmă... La 5 minute. La 5 minute după el ai plecat și tu. Dar împreună în seara aia, da. A fost împreună, el a plecat înainte, a zis că vrea să se grăbea acasă. Și când am văzut o mașină în pom neagră, nici prin gândul meu n-am făcut eu vreo conexie cu ceva. Noaptea toate mașinile sunt negre. Și am ajuns acasă, m-a trezit Radu și mi-a zis, așteaptă-te la ce e mai rău. Ce poate să fie rău la 6 dimineața? Zic că a murit Semac. Cum? Păi accident în drumul spre Drag. Și atunci am realizat că de fapt trecusem... Na. Radu unde era? Plecase mai acasă, devreme? Da, cred că era acasă. Cred deci că fiecare dintre voi trei plecase da, stăteam în Eporie Sud și diferit. Chestia asta era, stătusem în Olimp, seara la karaoke. A fost un moment greu, sunt convinsă, da. Pentru voi doi. V-ați gândit atunci să renunțați din cauza tragediei? Am stat cel puțin 2 săptămâni și ne-am gândit ce facem. Zic, ce facem cu viețile noastre? Ce știm să facem? Zic, devin inginer, devii asta. În umor nu este ca în muzică dacă... Pentru că umorul zice, uite mă, Doamne ferește, ăla a murit și ăștia râd. Era mult mai ciudat. Și am avut moment de cumpănă, naș. Ce să zic? Exact atunci, pentru că na, e chestie de noroc sau întâmplare sau cum zici, l-a lăsesem pe Florin Petrescu Axinte să...